Câți pensionari sunt la nivelul județului Giurgiu? La nivelul județului Giurgiu avem un număr de 86.949 de pensionari. În sectorul de stat avem un număr de 59.372 de pensionari, în sectorul agricol 15.660 de pensionari, iar pe lei speciale 11.917 pensionari. Ce înseamnă pensionar în sectorul de stat, în sectorul agricol și lei speciale? Da, în sectorul de stat avem pensionarii care s-au pensionat și au fost asigurați contract de muncă. În sectorul agricol sunt pensionarii care au lucrat în sectorul agricol, iar pe lei speciale avem veteranii, văduvele veteranilor de război, deținuții politici, magistrații, parlamentarii. Care este numărul pensionarilor de invaliditate la sfârșitul anului 2012? Numărul pensionarilor de invaliditate la finele anului 2012 este de 9.243 de pensionari. Care sunt bolile cele mai frecvente? Care da. Afecțiunile predominante fiind cele ale aparatului circulator, în număr de 2.990 de cazuri, urmând bolile psihice, cele ale aparatului respirator. Vorbiți-ne un pic, că știm că se, de anul acesta se vor mări pensiile, despre punctul la pensie și cu cât mai exact va crește pensia. Da, în anul 2013, la începutul acestui an, guvernul a anunțat o majorare a pensiilor cu 4%. Astfel, valoarea punctului de pensie va crește de la 732,8 la 761,1 lei, adică o creștere a valorii punctului de 29,3 lei. De majorarea acestor pensii vor beneficia toți pensionarii. Lunar, majorarea pensiilor va reprezenta circa 1.400.000 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat și circa 350.000 de lei din bugetul de stat. Dați-mi, vă rog, exemplu de o pensie medie. Pensia medie la nivelul județului Giurgiu este undeva situată la 680 de lei. Dacă avem o pensie, cum spuneți dumneavoastră, de 680 de lei, această creștere cât ar însemna? Da, creșterea, v-am spus, va fi a punctului de pensie și nu a pensiei efectiv. O pensie de 680 de lei ar însemna un punctaj de 0,89 la puncte și ce se va înmulți cu 762,1 lei. Ce obiective speciale ați avut pentru anul 2012? Pentru anul 2012 obiectivele principale au fost acelea că a trebuit să rezolvăm numărul de cereri rămase restante la finele anului 2011, când s-a dat în folosință legea 263. Am avut o restanță datorită faptului că programele informatice au apărut mai târziu și am avut un număr de cereri restante. Un alt obiectiv a fost finalizarea arhivei. Avem o arhivă nouă în Giurgiu pentru Casa de Pensii și am finalizat-o în august 2012. Spuneți-mi, există și aici, la Casa de Pensii, un sistem electronic, cum ar fi, de exemplu, acum cu cărțile de muncă la ITM, totul să se țină sub format electronic, același lucru se întâmplă și la pensii? Da, avem un program unic pe țară, distribuit de Casa Națională de Pensii. Ce aveți nou pentru 2013? Noutăți pentru 2013, v-am spus, a apărut această modificare a majorarea pensiilor și alte noutăți. Momentan putem spune că în anul 2013 vom reuși să distribuim din nou bilete de tratament. Încă nu s-a finalizat bugetul pe anul 2013. Gratuitate la RATB există pentru personal? Gratuitate nu. Deci avem acum, în momentul de față, biletele de subvenționare la biletele de călătorii. Ce noutăți avem pe anul 2013? În anul 2013, în ședința din 16 ianuarie 2013, Guvernul a adoptat o ordonanță prin care se abrogă articolul 2 din legea 211/2012, privind aprobarea ordonanței de guvern 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război.
Această măsură reglementată permite până la 1 ianuarie 2015 pensionarilor, veteranilor și vădurilor de război să poată utiliza ca până în acest an același tip de document de călătorie, respectiv taloanele speciale tipărite de Casa Națională de Pensii Publice. Din data de 1 ianuarie 2015, conform celorlalte prevederi rămase în vigoare ale legii 211/2012, se vor utiliza legitimațiile de călătorie tip card. În aceste condiții, în luna februarie 2013, Casa Națională de Pensii Publice va transmite odată cu taloane de pensii și taloane speciale de călătorii pentru anul 2013. Acordarea, știu că se acordă în această perioadă bilete pentru tratament. Da. Acordarea biletelor de tratament în anul 2012 și 2013. În anul 2012 s-au înregistrat un număr de 3467 de cereri de bilete de tratament. Am primit un număr de 2248 de bilete și au fost valorificate un număr de 2010 bilete. Pentru anul 2013, până la aprobarea bugetului de stat, nu se cunoaște nivelul subvențiilor ce se vor acorda pentru biletele de tratament balnear. În momentul de față, Casa Județeană de Pensii Giurgiu primește cereri pentru bilete de tratament pentru anul 2013, până la ora aceasta fiind înregistrate un număr de 310 cereri. Urmând ca după aprobarea bugetului să cunoaștem și stațiunile și biletele aprobate pentru anul 2013. Spuneți-mi și mie, oamenii, care este cererea lor cea mai mare? La ce în ce stațiuni? Da. De obicei, stațiunile căutate sunt Felix Covasna, pe litoral Eforie Nord, Mancalia. Practic, tratamente balneoclimaterice. Balneoclimaterice și cele de cardiologice. Pensii internaționale aveți? Da, la sfârșitul anului 2012 avem un număr de 12 pensii internaționale. Spuneți-mi și mie, ce înseamnă pensie internațională și ce trebuie să facă o persoană pentru a obține o astfel de pensie? Deci, pensiile internaționale sunt pensiile pentru persoanele care au lucrat în străinătate. Casa Națională de Pensii Publice are încheiat un protocol cu țările respective pentru recunoașterea vechimii efectuate în țările respective. De obicei, pensiile noastre sunt din Grecia, Spania, Germania, dar și Cipru și alte țări. Modalitățile de a obține o astfel de pensie sunt aceleași cu cele sigur din țară? Sigur că da. Doar că se recunoaște și stagiul de cotizare din statele respective. Cum se face recalcularea pensiilor? Recalcularea pensiilor se face în baza unor cereri și prin dovedirea unor cu adeverințe sau stagii de cotizare pentru perioadele în care pensionarii au mai lucrat. Trecerea de la o pensie anticipată la limite de vârstă este posibilă? Da, trecerea la limite de vârstă se face la împlinirea vârstei standard de pensionare, se face automat în baza legii 263/2011. La ce vârstă ne putem pensiona? Da, pentru bărbați la 65 de ani se pot pensiona sau se pot pensiona și la 60 de ani anticipat, doar condiția să aibă stagiul complet plus 5 ani, adică 35 de ani de vechime. Și femeile? Femeile la 60 de ani. Trecerea de la pensia de boală la limita de vârstă se mai poate face? Da, deci trecerea de la boală la limita de vârstă se face la fel la împlinirea vârstei de pensionare. Se face de asemenea automat, fără a prezenta pensionarii o cerere în sensul acesta. Pensionari, sunt destui pensionari care muncesc imediat după ce s-au pensionat, se apucă de servicii. Acești ani, practic, se mai trec undeva sau sunt nevoiți să lucreze la negru? Pensionarii pot lucra doar pensionarii care sunt la limită de vârstă sau pensionarii de invaliditate de gradul 3 cu jumătate de normă. Pensionarii la limită de vârstă pot lucra. Anual se poate face recalcularea pensiei în baza unui stadiu de cotizare pe care pensionarul solicită de la Casa de Pensii. Din punctul dumneavoastră de vedere, tot se anunță, chiar de anul trecut, tot am auzit, că se măresc pensiile. Dumneavoastră, unul credeți în această mărire? Da, este că se va efectua? Se va efectua cu siguranță. Le dați totuși o speranță pensionarilor giurgiuveni
că vor primi acel mic procentaj la pensie? Din spusele guvernanților români, avem încredere că vor primi această mărire la pensie. Ne puteți spune acordarea unui bilet de tratament. Vine un pensionar, dorește un bilet de tratament. În medie, cam cât costă? Da, pentru pensionari, biletele de tratament costă la jumătate din valoarea pensiei pe care pensionarul o realizează. Haideți să mai repetăm o dată ce noutăți avem pentru anul 2013. Pentru anul 2013 vă putem spune că pentru pensionari și veterani văduve de război se pot utiliza ca până în acest an același tip de documente de călătorie, respectiv taloane speciale tipărite de Casa Națională de Pensii. De la data de 1 ianuarie 2015, conform celorlalte prevederi rămase în vigoare legea 211 pe 2002, se vor utiliza legitimațiile de călătorie tip card. În aceste condiții, în luna februarie 2013, Casa Națională de Pensii Publice va transmite odată cu taloane de pensii și taloane speciale de călătorie pentru anul 2013. Bilete de tratament? Da, pentru anul 2013, până în acest moment, nu s-a definitivat bugetul de stat, nu se cunoaște subvențiile care se vor acorda pentru biletele de tratament balnear. În acest moment, Casa Județeană de Pensii primește cereri pentru bilete de tratament pentru anul 2013, până la această oră fiind înregistrat un număr de 310 cereri de bilete de tratament, urmând ca după aprobarea bugetului să se cunoască și stațiunile și numărul de bilete aprobat pentru anul 2013.